cu cineva din spița unui neam despre care se vorbește în lume, despre Părintele Arsenie. Boca, se vorbește în lume. Da, cel mai bine ar fi să ne povestiți dumneavoastră puțin despre Părintele. Da. Eu, când m-am născut, el era în casă. 20 de ani e diferență de vârstă între mine și el. Eu sunt născută în 1930 și el în 1910. A fost pentru mine un înger. Toată viața. Toată viața. L-am iubit. Când eram mică, credeam că el e Dumnezeu. Păcat că a murit, că el ar mai fi putut să trăiască. Avea un regim alimentar deosebit. Care se numea și post. Care se mânea. Care post. Se numea și post. Post, da. Dimineața eu stăteam ca un cățel la ușa camerei lui. Deschideam, zicea taică meu să nu-l deranjez, că el dimineața își face programul lui. Se roagă. Stăteam acolo, mă lua, apărea, se scula, mă lua de mână, mergeam în grădină. Frunze de pătrunjel, de mărar, de mânca crude, așa, și de alea acre, cum le... Măcriș? Măcriș. Și maică-mea tot certa, zice, nu, nu o lăsa pe ea. Zice, dar eu nu... Zice, tu o omori, maică-mea, fu. La toate, în educația mea, în hrana mea, el a fost primul care a hotărât totul. Și acum, de multe ori, am un dubiu la ceva. Și la oamenii de azi, care nu mai sunt cei pe care i-au cunoscut. Și chemați ajutorul, îl întrebați. Și îl întrebam. Și când era de acord, eu aveam așa o liniște secretă. Și când era, nu era de acord, eram agitată și nu eram mulțumită. Și vă ajuta să luați deciziile? Și vă ajuta. În felul ăsta, el mă dirija. Da. Avea puterea. Ce spuneți dumneavoastră acum, îmi povestea, fie iertat, și părintele Ghelasie de la Mănăstirea Sighișoara. Da, nu l-am cunoscut, nu am știut de el foarte multe. A ținut mult la el. A fost ucenicul părintelui Arsenie Boca. Mai trăiește? Nu mai trăiește, din păcate. Așa știu că nu mai trăiește. A plecat la Dumnezeu. Da. Imediat după ce a murit și mama dumnealui, era starețul mănăstirii, un chip blând, cum se spunea și despre părintele Arsenie Boca, la fel. Da. Și mereu spunea că îi cerea ajutorul și îl visa și îi spunea ce trebuie să facă și cum să facă. Mi-a spus un medic, chirurg renumit la Cluj, care cei tineri, doctor, tot mergeau la Cristop și spuneau lui, domnule doctor, să mergeți neapărat să vedeți ce... N-am eu timp de mănăstire. Și într-o zi, totuși, s-a urcat în mașină și a plecat acolo. Și a văzut lumea plină, curtea plină a mănăstirii. La Brâncovian era, la sâmbătă. Și zice, eu, dacă voi vreți, uite, mă duc.
Și când a văzut acolo în curte tineri, bătrâni, de toate vârstele și categoriile, încep, probabil că lucrul ăsta vrea să se distreze cu așa fete tinere și a început slujba, au intrat în biserică și el ținea slujba și plângea. Nu știu dacă ați văzut vreun preot plângând. E foarte impresionant. S-a ridicat 30-40 de centimetri de la podea din biserică, în aer plutea și se ruga. Și lângă mine era un domn, nu l-am cunoscut. Dar așa o slujbă n-am crezut că pe pământ se poate face. Deci el cu sufletul era, parcă nu mai era om. Da, astea toate datorită faptului că avea credință, iubire și smerenie. Da. Smerenia, știți dumneavoastră? Că dumneavoastră mi-ați povestit despre smerenia lui, despre blândețea și bunătatea lui. Oamenii sunt foarte curioși să afle lucruri despre viața părintelui Arsenie Boca. Pe foarte mulți i-a inspirat, mulți au căutat, i-a convins, dar au căutat cumva acolo ajutor în rugăciunile către părintele. De atunci și doctorul ăla, doctorul Mureșan, mare chirurg, s-a dus la mănăstire și îl căutau și s-au împrietenit. Dar să vedeți, când a ieșit din biserică atunci, da, că ne povestim. El, doctorul, a ieșit din biserică, dar s-a lipit de zidul bisericii și stătea acolo, nu putea nici să vorbească, era stigmatizat de ceea ce a văzut. De faptul că părintele levita. Da, da. Și s-a terminat slujba, ori ieșit credincioșii, el tot a stat acolo. S-a apărut părintele, a ieșit din biserică, direct la el s-a dus. Nu l-a văzut niciodată. I-a zis, domnul doctor, mai sunteți cu aceeași părere cu care ați intrat în curtea bisericii, că femeile tinere se distrează părintele. Și vorbea cu el, el n-a putut să vorbească, doctorul. I-a dat mâna și s-a luat la chilie. Doctorul după el, dar nu putea vorbi. Și când a ajuns în fața chiliei, doctorul s-a scuzat și s-a întors, s-a dus la mașină să plece. Nu știu ce i-a spus, că doctorul ține asta pentru el, n-a spus nimănui, dar a spus că așa, n-am fost pe pământ, a zis. N-am fost pe pământ. Credința l-a convins. Da. Da. Am o curiozitate. Se vorbește despre părintele Arsenie Boca că era un adevărat vizionar. Da. Era așa și
când dumneavoastră erați copil, îl știți așa din totdeauna? Ne puteți povesti despre asta? Da. Am început să spun că eram la Cluj și eram răcită, erau ierni adevărate. Și el îmi trimitea medicamente și îmi scria scrisoare. Și eu ziceam, am fost dat afară din cămin, pentru taică-meu și pentru el. Și am spus gazdei mele, mi-am găsit o familie de unguri, măcelar, foarte cum se cade. S-au purtat cu mine, parcă erau părinții mei, aveau o fică de vârsta mea. Și eu îi spun la doamna, zic, mă urmărește cineva? Zic că unchiul meu știe că tușesc, știe că nu-mi pun în cap nimic, aveam un păr negru lung. Și Iulișca nene zicea, nu te poate urmări nimeni, că nimeni, cine te urmărește trebuie plătit și trebuie să fie o persoană care știe ce interes are. Știa tot ce mi se întâmplă. Altă scrisoare, umbli pe cap, nu-ți spui nimic, tușești. Te-am rugat întotdeauna să știi să-ți aperi capul. Și eu îi ziceam lui, centrala, zise noapte, să o nu umbli dezbrăcată și gândește-te și ia medicamentele cum ți-am scris eu, de răceală. Tot știa despre mine. Ieri, de exemplu, îmi spune într-o scrisoare, ieri, de exemplu, ai fost la un concert. Îmi place că îți urmărești o chemare. Că, într-adevăr, eu de mic am iubit muzica și de aia am și făcut pian și vioară. Tot știa. Tot absolut și la Buteni când era. Îi zicea lui maică mea, Mărioară, o să vină. El era pierdut cu toți care veneau la noi. Mama fiind fică de țăran din comună, acolo erau toate neamurile. Și apoi veneau și de la Bran, de la surorile tatălui meu. Avea două surori la Bran. Încă veneau înainte să se anunțe. El era portavoce și anunțătorul. Și se mi-a spus să nu te bucuri că pleacă Ceaușescu, să nu te bucuri că vine altul mai de altă religie, de neamțul ăsta, să nu te bucuri că pleacă Ceaușescu, că-l dați jos, că vine altul mai rău, sub linia așa. Nu-i din neamul nostru, nu-i din religia noastră și este preocupat pentru el. Așa cum s-a dovedit. Eu nu l-am votat și nu-l voi vota niciodată. E un om cu un rânjet mascat, se pare, dragi români, și el nu le iubește deloc. Iubește Dumnezeu pe toți. Și Dumnezeu, da. Asta cu zâmbetul e o modă a secolului în care trăim. Maschează multă suferință la unii.
Deși, la unii falsitate, da, pentru că depinde asta de, și da, de conjunctură, da. Dar asta cu zâmbetul este pur și simplu des întâlnită. Des întâlnită. Da. Bine, eu totdeauna tatăl meu spunea, tu nu trebuia să te naști acum. Ești din altă lume. Dar de ce crede asta? V-a spus vreodată de ce crede asta? Adică... Eu vă spun. El m-a făcut să înțeleg și să cred că noi din... din naștere suntem un popor laș, trădător și mincinos. Și îmi pare foarte rău că eu sunt româncă și iubesc pe români. Am crescut la sat, am primit numai învățături bune. Ne-au făcut mult rău cei plecați. Acum unii rău, alții bine. Da, noi, de ce ziceți? De ce ziceți că ne-au făcut? Pentru că l-au susținut pe Ceaușescu, pe urmă au susținut și l-au adus pe acest președinte, care eu nu pot să mă uit la televizor la el, la grimasele lui. Și el a spus... Poporul român este divină. Da, a dat și o soluție, părintele? Credincioșii sunt români, nu? Da. De ce lasă să se înfiripe ăia care otrăvesc unitatea românilor? Că noi peste tot în lume nu suntem solidari. Ne puteți spune ceva despre părintele în momentul în care a fost dus la canal? Pentru că cumva, de ce vă întreb asta? Îmi povesteați că vă trimitea scrisori și spunea că să porți bazma, uite medicamente și așa mai departe. La fel se spunea că părintele pleca de acolo și venea, inclusiv... Eu l-am întrebat. Tu ai fost la înmormântarea lui Mătușa Creștină. Zic, ți-au dat voie ăia. Zice, am fost la înmormântarea lui mama. Am fost. Dar nu i-a spus că i-a dat voie. Dar avea 3 lacăte ca să ajungi la chelia lui. Toate s-au deschis și el a ieșit așa. Cei de la mănăstire i-au dat telefon șefului poliției de la Hălmagi. Și zice, da, a fost aici la mormântare și eu am vrut să vorbesc cu el, că îl cunoșteam de foarte mulți ani. Dar a dispărut. Cum vă explicați? Cum a fost? El a fost la mormântare, că a fost mare agitație acolo la canal. Și acolo era și taică meu. Dar nu s-au văzut. N-avea un regim special. De ce credeți că a trebuit să sufere atât de mult părintele? I-a fost dat? Eu cred că Dumnezeu așa este scris pe cei apropiați de Dumnezeu îi încearcă mai mult. Poartă poverile multora cei care ajută oamenii și după cum se vorbește, se știe, este scris, a ajutat foarte multă lume și atunci se spune că porți povara cu ei, asupra ta, acelui pe care tu, de bună credință, așa după cum îi creștinește și după cum
Suntem noi români. El nici nu putea să nu ajute. Și ei din poverile oamenilor, probabil că tainele astea, cu tainele astea s-a dus dânsul dincolo. Da. Dacă nu, n-a lăsat nimic scris. Dar cei care l-au pus la zid de atâtea ori, nu credeau, deși le spunea, le vorbea despre... Era unul la închisoare care îl bătea și el i-a spus, mâna asta cu care tu mă bați, n-ai să o folosești mult timp. Au trecut ani și s-a dus la biserică într-o duminică la Sibiu. Și vine la el o femeie. Părinte Arseniu, eu sunt soția omului care vă bătea și la care i-ați spus că nu va mai folosi mâna. De când a trecut o perioadă scurtă, s-a uscat mâna lui. Nu s-a îmbolnăvit. S-a uscat, nu mai putea folosi mâna lui și el i-a spus soției că părintele i-a prevestit. Da, părintele vă vorbea despre ce urmează să se întâmple, adică din poveștile dumneavoastră, că nu cred că vă... Cred că era foarte dibace așa, vă spunea o poveste și de acolo trebuia să-ți dai seama... Să înțelegi esența, linia. Taică meu seara făcea politică și... Și într-o zi, vă răspund la da. Ce ați spus. Și îi spune taică meu, Ziane, ia cântătul la pian. El zice... Îl chema Vasile pe taică meu, îi zicea Lică. Lică zice, eu n-am pus mâna pe clape niciodată, n-am învățat, nu știu. Ziane, eu te rog să încerci. Insistând, taică meu și ei țineau unul la altul, că era 8 ani diferență între taică meu și părinte. Vine la mine, zice, Zoe, dă-mi ceva note de pian să-l cerc. Da, zice taică meu, să-l cerci. Și eu îi dau o partitură foarte grea, dar deosebit de frumoasă. Și el îmi spune, tu stai aici lângă mine și îmi întoarce foile. Bine. Și o văd în ușa, în sufragerie, pe maică mea, care își păcea cruce. Și o întreb după aceea, de ce-ți făceai cruce? Zice, eu am auzit din bucătărie că nu tu cânti partitura, că tu mai șchiopătai, că era foarte grea, dar foarte frumoasă. Și am știut că el e. Zice, și am vrut să-l văd cântând la pian. A cântat-o ca un maestru, eu mai șchiopăteam, că era foarte grea. Și el a cântat-o fluent, așa, ca și cum curge în râu, fără nicio poticneală, fără nimic. Și se ridică de pe scaun și zice, mi-ai dat una grea, îmi spune mie. Zic, da, dar ți-a plăcut, zic, foarte mult, zic, am știut că îți place.
Și tăi-tunul se duce la el și îl sărută pe frunte, zice, acum știi ceva? Vreau să cânt și la vioară. Extraordinar, zice el. Dar nici vioara n-am ținut-o în mână niciodată. Super. Și-a cântat. Adă vioara, zice el. Tu pregătește-o la arcuș, cu sacâs, cum se obișnuiește când încep să cânt. Și tot așa i-am dat o piesă, că știam că poate. Da, nu mai pusese mâna pe vioară, cum a zis, nu la prima vedere. Da. De ce credeți că îi se spune părintelui, mai toată lumea pe buzele tuturor, zice, părintele Arsenie Boca, Sfântul Ardealului. Avem și noi un sfânt al nostru, Ardelenis, da. Părintele Arsenie Boca. Că era mândru de Ardeleni, dar nu-i de ferul, ma pe ceilalți, nu-i vorbea de rău, dar era suflet ardelenesc. Nici nu... Dacă îl veneau, de un unchi, o mătușă de-a mea, țărani de acolo din sat, veneau la noi, Servus Petre. Nici nu îl prezentam, el știa că îl cheamă Petru. Nu bea deloc nimic în afară de apă. Când mânca, niciodată nu se sătura. Spunea că nu-i bine să te giftuiești, să te ufli. După aia vin multe rele după asta și păcate. Și era un om care, dar nu era om. Nu era om, pentru că foarte multe lucruri se schimbau. El nu mă gândea și să se făcea ce gândea. Da. Îndumnezeit. Era îndumnezeit mai mult decât... De-aia a fost apreciat Nichifor Crainic cu mistica ortodoxă. Dar vedeți dumneavoastră că unora, și în special politicienilor de la acea vreme, le era frică de părintele. Și de securitate. Securitatea, despre ei vorbim. Da, spatele securității erau politicienii vremii. Sigur, da. Le era frică de părintele. De un de om. Ce știa, cred. De un om. Nu de omul, de ce știa. De ce știa dincolo de ce se vedea în lume. Că în toate timpurile au fost lucruri care sunt bine de știut și de publicat și care nu sunt bine de știut. Da. Arma părintelui, dacă era, să spunem așa, cu ghilimele de rigoare, era cuvântul, exact ca la Hristos. Da. Da. Și credința, fie ție după credința ta. Părintele Arsenie, înainte de a pleca dintre noi, a transmis ceva, a trimis un gând spre dumneavoastră, cei de acasă? Atunci îl visam des. N-a transmis nimic, pentru că el, într-o zi, ultima zi a lui, l-au luat securitatea și l-au bătut la pădurea de lângă Simeria, de lângă Sinaia. Acolo, prin pădure, veneau oamenii dintr-un sat și pe lângă, în pădure, era făcută o cărare pe care ei veneau la oraș, la Sinaia. Și a venit unul să meargă la Sinaia. Și a văzut jos, pe pământ, o ființă. Și l-a cunoscut. L-a luat în brațe și l-a dus la, pe strada privighetorilor, de a stat el.
Două, de atunci n-am mai ieșit din cameră. I-a spus la maici să nu anunțat pe Zoe de moartea mea, că la mormântarea mea toți vor fi fotografiați și vor avea probleme. Și așa a fost. Eu am aflat după o săptămână. M-am dus la Pristop și m-am rugat. El a stat pe pământ până dimineața, când a venit primul om să vină la Sinai. N-am mai putut. Ce vreau de la părintele? De ce? Le era frică că el a fost chemat și la Ceaușescu. Și le-a spus, o zis să ne spui adevărat ce ne așteaptă. El a vorbit, dar era și ea acolo. Și i-a spus, veți fi îmbușcați într-o mare sărbătoare a nașterii Domnului. Și el a zis, du-l de aici, du-l. Să nu-l mai văd. Și pe urmă au început prigoana pe el. Cu bătăi le-a fost frică. Erau ofițeri de securitate care nu erau cu regimul, dar erau în slujbă, trebuia să aibă un serviciu. Și îi spuneau lui. Cât a trăit părintele? 79 de ani. 79. Putea trăi până la 99? Putea. Dar se spune... El n-a fost bolnav niciodată. Niciodată. Mânca sănătos, avea tabieturile lui, vorbea cu Dumnezeu. Da. Maică mea încerta mereu că îi puneau... Aveam pui, rațe, o gospodărie, că maică mea numai de asta se ocupau. Și îi punea două bucăți de friptură, de pui. Una o mânca, una o lăsa deoparte. Și zice, ești slăbuț, trebuie să mănânci. Dacă nu mănânci, eu te bat. Eu zic, mai carnea. Zice, mărioare, eu mănânc atât cât simt că trebuie să mănânc. Nu mă satur. Și asta îmi spunea și mie, să nu mănânci, să nu te umfli de mâncare. V-a vorbit odată ce a zis Elena Ceaușescu? Adică ea a avut aceeași stare? Aia era o travă de... În vorbele ei era așa cum era ea, de fapt. El era parcă totuși mai reținut și mai... Nu era vorba de respect, că ei nu respectau biserica. Părintelui cumva i s-au tras mai mult de acolo, de atunci, din acel moment în care le-a spus și le-a prevestit moartea? Da, atunci au început și mai... Da. Totuși, ei și conducători ai statului român știau că poporul ăsta e un popor credincios și oamenii merg la biserică și așa, și cu toate astea, cumva au încercat să înlăture niște elemente, pentru că părintele Arsenie Boca era considerat un element perturbator. Da, pentru regimul lor. Da. Da. Tatăl meu a murit în 1950, la 49 de ani, și el a murit în 1989. Da, părintele vă spunea vreodată, o să fie așa, o să ajungi așa, o să faci asta? Nu. N-a vrut să vă influențeze? Nu. A lăsat să meargă lucrurile de la sine și intervenea
înainte de a se întâmpla ceva rău. Asta e un lucru bun. Un înger păzitor, un înger veghetor. Da. Dar acum, acum, cât de des îl aveți în visele dumneavoastră? Să știți că acum, în ultimul timp, nu mi-a mai apărut în vis. Eu mă rog lui, vorbesc cu el, îi spun tot ce am de spus. Și mă răspunde așa cum v-am spus, dar în vis nu mi-a mai apărut de mult. Era supărat tot timpul că merge rău țara. Nici acum nu e bine dacă... Nici acum nu e bine. Păi cu... Știți că unii mai ziceau să ne ajute părintele și se roagă pentru țara asta. Chiar și în zilele acestea când ați mai deschis televizorul și ați văzut ce se întâmplă. Oamenii se întorc cu fața spre Dumnezeu, se întorc cu fața spre... Dar nu destul. Nu suficient. Nu suficient. Dar oare de ce să ne meargă nouă așa de rău? Vă întrești pe noastră și pe tot Dumnezeu. Tot mai rău. Pentru să mai ducă poporul. Noi asta. Suntem de vină, poporul. Doamna Zoe, ce să facem? Noi suntem de vină, că nu suntem înțelepți și nu suntem cinstiți față de Dumnezeu. Ne rugăm când avem o... Doar când ne atinge la... Da. Da. Când ceva ne atinge și atunci ne îndreptăm spre Dumnezeu. Când am împlinit 15 ani, am dus la el la mănăstire și zic, unchiule, dar tu ești tare frumos. Și el zice, lasă asta. Nu, lasă asta, zic, dar vreau să-ți spun că tu ești tare frumos. Într-adevăr, era foarte frumos. Dar atunci îl vedeam cu ochii de 15 ani, de domnișoară. Și îl vedeam altfel ca până atunci. Și mai avea acea lumină, da, în jurul dânsului spirituală. O aură aparte care a transmis-o și în toate icoanele pictate. Acea aură aparte și... Aia care am dat-o la izbuc. Da. Aceea am care... pictat-o la Buteni. La Buteni. În grădină. Nu, i-am crezut că are un model, are o... Se ghidează după ceva. Da, nu. Așa l-am văzut eu rugându-se pe Iisus. După câteva întâlniri acasă la dumneaei, era o iarnă, era frig și zice, haideți, după ce am băut cafea împreună, am povestit, haideți, vă rog, în camera asta, să vă arăt ceva. Vă rog. Să puneți mâinile. Vă rog să puneți mâinile. Și am pus mâinile. Prima dată am mers-o și am pus mâinile, dar nu mi-a spus nimic detalii. Zic, ia, Iisus Hristos, ce frumos. E o icoană aparte. E o icoană... La 20 de ani a pictat-o, înainte de a face bileatele. E o icoană aparte, e ceva care... Și după ce am pus mâinile acolo pe icoană, m-am întors. Am poze, se poate sta o imagine mică. M-am întors și am zis, eu simt o căldură pe mâini care mi se duce prin corp. Și zice, da, la bine, dacă ai simțit, e bine. Și zic, da, am simțit, dar nu mi-a spus înainte. Zice, nu, fiecare om trebuie să spună ce simte cu adevărat, dacă simte, dar nici nu a zis, intră înăuntru să vezi ce simți. Nu, vă arată o icană, dacă doriți să vă închinați. O icoană de la părintele, zic, o icoană de la Arsenie, o icoană de la Zian. A fost extraordinar ziua aceea, frate meu la fel. Când a pus nici sora, atât m-am încălzit brațele, că nu știa, nu mai puteam pleca din casă. Da, doamna, explicați-ne, de ce ar fi simțit treaba asta? Transmite cumva părintele prin icoana pictată ceva oamenilor credincioși? Sau cum putem să spunem? Unor oameni credincioși. Da. Da. Este o icoană unică.
Iisus în genunchi, se ruga mâinile întinse spre cer și se ruga. E atât de mișcătoare. Da, parcă nu-i făcută pictată pe pământ, așa când o vezi, parcă e în, da. în cer. Da. E ceva când te uiți la icoana aceea și când simți. Deci parcă nu-i... Îți dă credință. Poftim? Îți dă credință. Da. Îți dă credință, da. Și îți dă putere, cred. Da. Cred. Da. Eu cred. La cea... Eu am văzut o icoană aparte. În clipa aceea nu m-am gândit numai... Vai, ce icoană, că nu are greutate, nu are, când te uiți la ea, o icoană, depinde și de cine o pictează. Pentru că o avem pe doamna Zah aici. Să ne gândești. Ați văzut? O pictează. Primește-ne, măicuță, pe toți la psânul tău. Și nu se spun, dar se simt. Da. Totdeauna spuneam. Ar părintele Arsenie, dacă vrei să ai ceva de spus, oriunde ești, de 10 ori să te gândești și a 11-a oară să-ți vorbești. Puțin? Dacă trebuie. Dacă trebuie. Să o depășești una cuvință. Mulțumim tare mult, vă dorim multă sănătate. Nu mai am. Dumnezeu m-a ajutat până acum în foarte multe lucruri grele prin care am trecut. Dar acum am ajuns la sfârșit când vârsta nu mai poate ajuta. Doamna Zoe, un gând pentru români de la dumneavoastră. Sunt convins că prin dumneavoastră... Să-și facă un proces de conștiință fiecare român care ajută pe acei care vor să distrugă poporul și o rânduirea. Și ăștia la alți? Că poate-s puțin, ăștia la alții mai mulți care așteaptă o îmbărbătare, un gând bun de la o persoană. Rugăciune. Așa. Rugăciunea să le fie cea mai aproape. Și credința, nu? Credința să o păstreze fără doar și poate. Să roage și să fie cinstiți în rugăciune și sinceri. Să nu se deslipească de rugăciune niciodată.